Prima ediție a Openului Internațional al României la karate s-a desfășurat în perioada 3-4 octombrie la Timișoara. Aproximativ 450 de sportivi de la peste 40 de cluburi din țară și din străinătate au susținut probele de concurs kata și kumite individual și pe echipe. Clubul sportiv Târgoviște a participat cu un lot format din 3 sportivi, 2 seniori și o cadetă, Oldeanu Lavinia, senior kata individual, și Vișan Cătălina, la cadeți kata individual, și-au adjudecat medalia de aur, iar Mihai Cristian, la seniori kumite 67 de kilograme, s-a întors cu medalia de argint la gât. O competiție destul de puternică, s-au întâlnit aproximativ 450 de sportivi de la 40 de cluburi din România, dar și din afara țării, respectiv din Federația din Republica Moldova și Serbia. Nivelul competiției a fost destul de puternic, ținând cont că au venit sportivi medaliați de pe cele 4 stiluri de karate. Probele au constat în kata și kumite individual și pe echipe. Competiția a fost deschisă cadeților juniorilor și seniorilor. Rezultatele noastre au fost destul de bune, țin cont că am obținut 3 medalii, și anume 2 de aur și una de argint, deci destul de bune. Noi ne-am depășit obiectivul propus. Elevii antrenorului Ionuț Munteanu nu vor lăsa kimonourile deoparte. Avem un program destul de încărcat. Am început anul acesta cu campionatul european de gojiriu din Germania, unde ne-am întâlnit acolo cu 3 medalii. Săptămâna trecută am avut stagiu de perfecționare cu Miguel Vasquez, antrenor de karate, adică Shihan, mare maestru de karate și Toriu Hayashiha. Săptămâna viitoare ne așteaptă alegerile pentru noua conducere a Federației Române de Karate, iar duminică, pe 12, am venit în Cupa Speranței, o competiție cu tradiție la noi în județ.